Stai să-i dăm drumul, pentru că tocmai ce a trecut Blue Monday, noi suntem la al doilea episod de Cancan exclusiv filmat de către mine, căci face și colega mea Diana, și pentru astăzi am un invitat cât se poate de special, poate una dintre cele mai sexy femei din România, dacă nu top 3. Clar, top 3 în acest moment. Omul care ce are în gușă are și în căpușă, cea care prezintă vremea și vorba de la ora 8 mai bine decât o face oricine altcineva, doamne și domnilor, Ramona Olaru. Bună ziua, hello, ce face fetele, linge înghețățile. De ce sunt numărul 2 și n-am fost prima? Nu, m-am zis top 3, că după aia eu nu pot să fiu bănuit de subiectiv. Știi că poate mai vine o mega invitată sexy. Da, și da, sunt... poate după aia poți să pui primul episod cu mine, chiar dacă ai făcut primul interviu cu altcineva. Da, din punctul tău... Adică să-l postezi prima dată cu mine. Ok, dar din punctul tău de vedere, cine ar mai fi pe lângă tine celelalte două femei sexy din România? Frate, că eu nu le urmăresc. Dar ele te urmăresc pe tine, nu știu, și sunt sigur de pe contul fake. Probabil că probabil. Da. Dar fete, dacă mi-arăți așa, eu nu stau să-l țin minte, dar dacă mi-arăți așa, eu îți spun, băi, îmi place de asta, e frumoasă sau e drăguță sau nu e frumoasă sau nu-mi place. De ce am mai trecut pe la voi, pe un platou, mă interesa așa. Da, știu, dar nu le țin minte când le-am, să am altă treabă la mine pe platou. Am înțeles. Am altă treabă, adică să vremea, să arăt bine eu, să știu eu ce am de zis. Perfect. Tu oricum arăți bine și mie îmi place că tot timpul noi când ne întâlnim pe teren, Ramona e mega transparentă și tot timpul spune lucrurilor pe nume, așa că mă aștept să se întâmple același lucru și astăzi la Cancan exclusiv. Câteva date despre Ramona Olaru, 1989, Călărași, inginerie și agronomie. Atât am reușit eu să spun. M-am născut în județul Prahova, Vălenii de Munte, orașul Vălenii de Munte. Și crescut la Călărași. Crescut în Călărași, și liceu în Slobozia, Ialomița. Și versată la București. Ok, pentru că știu că noi am făcut un interviu la un moment dat, cred că la Clubul Diplomatic, în care mi-ai zis, eu sunt o lady. Da? Și știu că tot timpul tu în interviuri, când vorbești despre copilăria ta, devii emotional. Lucru absolut normal. Da, foarte. Cum s-a întâmplat tranziția de la copilăria aia grea, pe care ai avut-o, la lady-ul de astăzi? Multă muncă eu cu mine până la urmă și poate și toate problemele prin care am trecut în toți anii ăștia de când am plecat de acasă. Sunt câțiva ani buni, din 2010, da, din 2010 sunt plecat de acasă. A fost o chestie de moment și în timp a trebuit să lucrez la mine și să mă cizelez și am întâlnit pe parcursul meu diversi oameni, poate și bărbați cu care eu am fost în relație, și prieteni și prietene, care într-un fel sau altul și-au lăsat o amprentă asupra mea, care mai apoi m-au făcut sau m-a făcut să-mi pun o întrebare dacă sunt bine sau nu într-o anumită situație și după aceea să lucrez, să devin din ce în ce mai lady și mai curată și mai cu minte, ca să zic așa. Ok, deci ai avut și scăpările tale. Da, și eu cred că și acum le mai am. Dar asta, ca să fie un răspuns scurt la întrebarea ta cum a fost tranziția, datorită oamenilor am ajuns în punctul în care sunt. Și nu neapărat de bine, neapărat. De cele mai multe ori, din cauza răului pe care l-am primit, am considerat că eu trebuie să fiu din ce în ce mai bună, la propriu și la figurat. Ok, și să răspunzi cu bine, poate. Și să răspund cu bine în orice situație, orice rău mi-ar face cineva, nu mai am niciodată ca o primă intenție să zic, mamă, să vezi ce-i fac ca să mă răzbun. Nu, atâta poți tu, te înțeleg, eu merg mai departe și dacă poți să te ajut într-un fel sau poți să fiu bună cu tine, sunt. Ok, am înțeles. Pentru că, băi, eu n-aș vrea să intrăm în subiectele alea incomode. Intră în orice. Știi? Pentru că ai vorbit despre bărbații din viața ta care au fost toxici poate la un moment dat și te-au făcut să fii un personaj mai bun. Deci tu cumva acum le mulțumești, dacă atunci ai blamat, acum le mulțumești. Da, și am mai spus asta în mai multe interviuri, că au fost momente în care îmi venea pur și simplu să-i strâng de gât, să le fac rău oamenilor care mi-au făcut rău la vremea respectivă și după câteva luni când am reușit să vindec anumite chestii, am stat și mi-am dat seama că ar fi momentul să le mulțumesc pentru că m-au adus în punctul în care sunt. Au fost oarecum un bine pentru mine. Dar tu mai simți niște reminiscențe poate și în relația cu Cătălin acum? Reminiscențe din ce? Din ce ale toxicității trecute. Sau din... Toxicitatea trecută pe care tu ai sintetizat-o. E posibil în unele momente, dar lucrând cu mine și mergând la psihoterapeut, îmi dau seama pe moment și le rezolv atunci, pe moment. Sau dacă deja fac o situație rău sau reacționez aiurea, după aceea o rezolv în scurt timp. Nu stau să treacă foarte mult timp să-mi dau seama că am greșit. Imediat mă apuc să rezolv. Deci ești genul de om care foarte ok. Face primul pas către împăcare? Da, de cele mai multe ori da. Bine, încă mai am un ego foarte mare pentru că, mai ales când știu exact că oamenii greșesc sau că au făcut ceva nepotrivit cu mine, dar chiar și în situația asta tot eu încerc cu bunătate să rezolv lucrurile și prin explicație să știe de ce a greșit persoana respectivă. Dar tu ți-ai proiectat vreodată ce trăiești acum? Adică tu ai avut țelul ăsta, că mi-ai zis că ai plecat de acasă? Da. Acum 13 ani, da. 2010. Da. Ai zis. Bun. Tu ai plecat cu ce scop de acasă? Să ce? Adică mă gândesc că nu ți s-au întâmplat așa pe parcurs și te-au luat pe nepusă masă lucrurile astea bune care ți s-au întâmplat. Povestea este foarte lungă și am spus-o de mai multe ori. După ce am terminat liceul, m-am înscris la o facultate undeva acolo la mine în Slobozia, care nu mi-a plăcut, era și o facultate la distanță, am renunțat la ea pentru că nu era și am muncit, oricum am muncit de mică tot timpul, dar atunci mai cu seamă să fac bani să plec de acolo. Nu era un viitor să locuiești la fermă și să n-ai nimic de făcut. Poate, cum am mai spus, mă măritam cu un cioban și asta mi era viitorul. Dar am avut o chestie de moment și am zis, în momentul ăsta plec la București, nu știu ce și cum fac, dar ceva o să găsesc de făcut și niciodată nu o să mă mai întorc să locuiesc aici. Vin în visă, dar nu să locuiesc. Cât de mult au ajutat pe tine Cel mai mult. Eu sunt unde sunt datorită faptului că am arătat bine tot timpul. Acum sunt și puțin modestă. Nu? M-au ajutat foarte mult aturile fizice și mai mult umorul. Cred că mai mult decât faptul că arăt de bine m-a ajutat chestia asta. Și tu ai și foarte multă autoironie. Din orice. Mie asta mi se pare foarte tare, că tu ai autoironie și că tu întotdeauna știu să reacționezi în felul ăsta. Exact. Și am ieșit din orice încurcătură așa și oamenilor le-a plăcut, s-au distrat și atunci m-au pus din ce în ce mai sus pe piedestal în fața, în lumea lor sau nu știu ce făceau ei. Pentru că asta mie mi se pare foarte tare cumva. Tu acum nu mai ești la conceptul de asistentă. Pentru că știi, înainte asistenta era o domnișoară care arăta foarte, foarte bine, avea niște mișcări ușor mai provocatoare, exact, poate era un pic mai dezbrăcată și cam acolo se terminau lucrurile. Dar mi se pare că odată cu Flavia, că și Flavia verbalizat foarte bine niște lucruri, după care tu. Întotdeauna la Neatza, bine, poate la început a fost într-adevăr percepută altfel situația asta, dar întotdeauna la Neatza nu a existat conceptul de asistentă neapărat, doar de vecină. Alții au dat după aceea numele de asistentă, însă la Neatza a fost denumirea de vecină și într-adevăr de la Flavia au plecat lucrurile curate și aranjate. Și mai apoi la mine n-a mai fost nevoie să spăl oarecum ceva ca să fiu eu într-o imagine bună, am intrat direct bine. Dar înainte de asta am muncit tot în aceeași echipă, doar că într-o altă producție. Exact. La prieteni. Okay. Și deja eram... În emisiunea respectivă s-a consumat oarecum ce era de prostie, ca să zic așa, până la urmă, pe drept. Că până la urmă era, știi? Sau trebuia să faci pe proasta. Pentru că ăla era un rol. Trebuie să te ducă totuși capul puțin să faci prostul. Exact. Nu e chiar așa ușor. Și odată intrată la Neatza nu mai aveam ce să spăl și nu mai există conceptul de asistentă tălâmbă. Ok, dar știu că atunci cumva la tine s-au și aliniat astrele într-o măsură în care s-a dizolvat proiectul ăla. Și lor le-au mai dat... Flavia a rămas gravidă atunci, adică știu că s-au aliniat astrele pentru tine și tu cumva ai ajuns la Neatza... Fix pe fix a fost situația. Bine, eu oricum legăturile mele cu echipa de la Neatza au fost de foarte mult timp, pentru că eu înainte am lucrat cu ei la Super Bingo Metropolis, poate nu știu lucrul ăsta, mulți ani. După aceea a fost o pauză, după aceea am fost sunată pentru Prietenii de la 11, s-a încheiat proiectul Prietenii de la 11 din anumite considerente, în același timp în care Flavia mai avea probabil o lună până se nască și oamenii au zis atunci, bă, vrei să lucrezi cu noi la Neatza? Că uite așa, de mâine vrem să vin la Neatza, de mâine. Și ai zis, da, vin, deși eu nu știam nimic. Nu știam ce înseamnă să lucrezi 4 ore într-o emisiune live și să faci un lucru pe care nu l-ai făcut niciodată în viața ta, să prezinți vremea. Deci te aruncă cu capul înainte, de multe ori, da, de la terminarea școlii nici nu mai știi care sunt zonele țării. Exact. Și atunci am intrat în ceva ce nu mai știam sigur și a fost destul de greu în primele 2 luni, maxim 3 luni, După aceea m-am pliat destul de bine, ca să zic așa. Până la urmă, oamenii sunt și profesioniști și au ajutat foarte mult la formarea mea. Ok, păi a ajutat proiectul per total, adică nu era doar despre tine acolo, dar a ajutat proiectul per total ca să fie un conglomerat bun. Da, exact, da, ca să fie un rezultat perfect. Dar... te-ai integrat, asta este cel mai important, exact, că te-ai integrat. Da. Întrebarea mea e că tu tot vorbești despre un copil, ne tot ameninți cu un copil, ne tot zici de copilul ăla. Eu mă ameninț și pe mine. Am înțeles. Bun, ajungem și acolo. Însă întrebarea este, Flavia nu s-a mai întors la televizor după ce a făcut copii. Poate că a ales ea viața de mamă sau poate că ai fost tu suficient de bună și de tare pe picioare încât nu-și mai avea locul acolo, să zicem. Nu ți-e teamă că ți s-ar putea întâmpla același lucru după ce ai face un copil? Mie nu mi-e teamă de nimic niciodată. Absolut, niciodată nu mi-e teamă de nimic și dacă aș face un copil, poate nu o să mai fiu pe aceeași poziție, o să fiu într-o altă poziție poate mai favorabilă pentru mine. Oricum, de fiecare dată eu am văzut doar partea pozitivă în lucruri. Dacă o să fac un copil, o să vină alte lucruri mult mai interesante, poate chiar legate de copil și atunci proiectele vor fi pe măsură. N-am nicio frică, dacă asta mă întrebi. Și dacă ne întoarcem puțin, sunt anumite diferențe între mine și Flavia. Ea este un alt om, ea poate exact cum ai spus, a vrut să-și dedice viața, are 2 copii, ceea ce mi-aș fi dorit și eu să fac la fel de repede lucrul acesta, unul după altul, dar măcar unul să vină și la mine. Și probabil nu mai avea timp și răbdare, că până la urmă aici este o hăhăială de multe ori pe care nu mai poți face la fel dacă ai niște copii. E vorba de o maturitate și copiii cresc. Nu mai poți după aceea, știi, să se uită copilul la tine și tu să te hăhăiam. Că nu putem să... Da, ok. Dar uite, dacă stăm să dăm un pic, să derulăm discuția înapoi, gândește-te la faptul că tu poate ai fi putut să faci un copil cu un bărbat nepotrivit. Tu ți-ai fi dorit copilul propriu-zis luat în modul sau copilul venit la pachet cu tot cu o familie? Acum am ajuns să-mi doresc copilul cu un bărbat demn de a avea grijă de el, indiferent că noi suntem împreună sau nu. Ok. Până acum, la fel ca și în alte proiecte, îl poți numi și pe ăsta proiect oarecum, la fel mă aruncam cu capul înainte și am zis, băi, îmi doresc un copil. Nu contează că ăsta e prost de bubuie sau că e nepotrivit ca tată, eu îmi doresc un copil, într-un fel sau altul mă voi descurca să-l cresc. Nu pot nici să mă judec că am gândit așa la vremea aia, dar nici să-mi dau un premiu, știi? Că am gândit-o așa, dar acum orice ar fi, simt că timpul trece, am aproape 34 de ani, curând sunt în anul în care fac 34 de ani și atunci nu mai stau să mă gândesc cam cât îl duce pe el capul sau nu, știu că eu pot să-mi cresc un copil și trăim vremurile în care niciodată n-ai siguranța că vei rămâne cu bărbatul respectiv sau cu femeia respectivă, depinde după caz. Ok, am înțeles, bun. Bă, deci are niște răspunsuri. Cumva tu, la fiecare invitat, când lansezi o întrebare, deja în timpul discursului stai și te gândești la următoarea întrebare. Buțile de Ramona Olaru, la modul la care după aia ești, ok, a răspuns la tot, acum trebuie să trecem la următorul topic, știi? Adică da, okay. Păi tocmai, vezi, oamenii în general se gândesc la diverse răspunsuri pentru că nu sunt neapărat... răspunsurile corecte sau adevărate. Oamenii încearcă tot timpul să cosmetizeze și să-ți dea doar ce ai tu nevoie sau doar ce simt ei că e suficient de bine pentru ei pentru a apărea în anumite ziare colorate, în speță. Ok, bun. Fusereți în Tulum. Fuserăm. Vă zurăm poze. V-a plăcut? Frumos în poze, că avem și aici în spate. Doamne, ce mult îmi place că sunt pe parte cu Ramona Olaru, o an și în față, o an și în laterale. Hai, pe și acolo sunt și dăspuiată. Da, frumos de tot. Ceva senzațional. Nu știu, Ramona, tu și îmbrăcată și dăspuiată tot. Da, uite, am venit și cu flaneaua asta pe mine groasă, că eu nici n-am știut că voi mă filmați astăzi aici, dar uite că măcar mi-am asortat rojul cu bluza. Ai dreptate, și îmbrăcată și dezbrăcată arăt foarte bine și nu fac și n-am făcut niciodată sport. Îmi place să spun asta, îmi place să spun asta pentru că de fiecare dată primesc comentarii sau mesaje în care mi se spune nu te mai lăuda atâta că sigur nu mănânci nimic. Ba da, mănânc orice, mănânc sarmale, mănânc orice și n-am nici pe dracu. Poate că o fi pielea dracu pe mine, cum ar spune unii. Sau ar fi geneticele alea. Sau ar fi geneticele alea, deși nu prea cred pentru că mama este supraponderală. Da. Dar tata, cred că de la tata tot timpul a fost înalt și mai suplu. Acum nu mai e, dar... Ok. Știu că voi plecați Nu chiar în cele mai bune toane. La Tulum? Deja erau bune când am plecat. Ok. Acum e totul bine. Totul bine și frumos. Mi-ai povestit că v-ați întâlnit pe mijlocul drumului ca într-un film de Quentin Tarantino și v-ați pupat și v-ați alea. Acum aici am încurcat traficul pentru că unul mergea în direcția asta, unul în direcția cealaltă, fiecare cu treaba lui și am zis, bă, nu ne mai vedem până diseară, trebuie să ne intersectăm, să ne pupăm măcar de 2 ori. Dar ne-am pupat mai puțin așa, că de data asta m-am dat cu un ruj care să ia și am zis mai ușor. Și așa ne-am pupat. Am înțeles, da. Și ne-am luat în brațe. Și deci pentru 2023, că mă gândesc că în vacanță când te duci, stai și la plajă, mai spar și o nucă de coco, să-ți mai faci și cât o poză. Și să-ți mai faci și planuri. Sau ce vrei să mai faci și planuri. La care poate lucrezi la planurile alea, Ramona. Eu lucrez la planul ăla, eu lucrez. Eu și acum mă duc să lucrez când termin programul. La 5-6 când ajung eu acasă și el probabil ajunge pe la 7-8 și atunci lucrez. Și se lucrează. Dar nu... Dar nu, păi Dumnezeu știe, le aranjează el când și cum trebuie, ascultă-mă, eu nu mă mai stresez, eu fac ce depinde de mine, adică acțiunea fizică și emoțională, dar mai departe, na, Dumnezeu când s-o prinde. Când s-o prinde, da, am înțeles. Dar știu, ți-am zis, sunt aranjate toate la vremea lor. Bun, deci să lucrează proiectul, lucrează acolo, am înțeles. Domnul Cătălin, fiind pe partea asta mai meniș, cu mai mult testosteron, mai pe motoretă, mai pe de-astea, el mă gândesc că vrea un ceva care să facă același lucru care, să fie băiețel. Nu. Dacă își dorește o fetiță exact ca mine. Poate tu nu știi, dar el mai are un băiat de 13 ani și cam face ce face și el și cred că este suficient că ăla mic vrea din ce în ce mai mult pe motoare. Ba chiar îl împinge tot timpul de la spate, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Și acum își dorește o fată. Își dorește o fată, exact, avem aceeași proiecție cu privire la... Se semene cu tine. Frumoasă ca mine, cu ochii verzi ca ai lui, înalt suntem amândoi și cu părul ondulat. Și s-o cheme Emma. S-o cheme Emma? Da, cu 2 M. Ce frumos! Da, asta este manifestația. Manifestația sau manifestarea? Gândul pe care îl aruncăm în univers. Stai că nici nu mai știu, că să nu vorbesc prostii care zic ăștia că sunt proastă de bubui. Manifesting-ul. Că nu știu, o dai în engleză. Da, asta transmitem în univers. Exact, gândul acesta îl transmitem în fiecare zi. Fată, Emma, păr creț, ochii verzi. Am înțeles. Înaltă, frumoasă. Și de vreme acasă. Și de vreme acasă, pentru că o să aibă educația de la mine, nu de la el, cu de vreme acasă. Am înțeles, dar tu crezi că o să fii genul overprotectiv și un pic control freak? Nu neapărat control freak, overprotectiv s-ar putea, pentru că îmi place să am grijă de tot ce e în jurul meu, nu neapărat că este copilul meu născut de mine. Sunt așa și cu pisicile, sunt așa și cu partenerul de viață și cu prietenii datorită faptului sau din cauza faptului căci sunt zodia rac. Și emoția este... Cuvântul care primează, da, este cuvântul care mă definește. Ok. Voi acum sunteți și rival cumva pe tronsonul orar. Știu că și el... Dacă folosești cuvântul rival e un pic cam mult. Da. Vă bateți în audiență, cum ar veni. Deși sunt pentru același grup, practic. Da, dar cu Neatza nu se bate nimeni, doar atâta spun. Neatza nu are egal și toată lumea știe acest lucru. Tocmai din acest motiv în 2 săptămâni facem 15 ani de activitate. Vai de capul meu. Îți făceai majoratul, băi, Ramona, când se mutau ăștia la antene, făceai majoratul. Când se mutau la antene, da, dar prima dată când i-am văzut eu pe ei, când aveam 15-16 ani, cred că cam așa, nu? Dacă îmi calculăm bine. Păi cred că 2 ani au stat la național. Da, cam pe acolo. Pe acolo, pe undeva. Prima dată atunci am avut și prima dată televizor, pentru că noi nu aveam de unde să avem televizor la fermă. Și atunci am avut prima dată televizor și am prins Antena 1 ca și post și am văzut pe ei prima dată, național, și am văzut pe ei prima dată și îmi imaginam cum au făcut oamenii aia să intre în televizor în cutia aia mică și să fie atât de miștoși și cum pot să fac și eu, pe ce parte trebuie să intru în televizor să fiu lângă ei. Tot timpul cât eu am fost acasă și mă uitam la ei, îmi făceam planuri cum fac să ajung pe partea cealaltă de televizor ca să mă văd prin ecran, cu ei pe același platou. Păi având în vedere că acest manifesting a funcționat, 100% mă gândesc că Emma chiar o să aibă părul ondulat, adică lucrurile cred că funcționează în zona aia. Da, dacă seamănă cu soacră mea sau cu socră meu, probabil că o să aibă părul ondulat. Dar dacă într-adevăr îți dorești foarte mult un lucru și lucrezi la el, se îndeplinește la un moment dat. Ok. Va fi nevoie. Pentru că asta mi se pare foarte tare că tu te-ai integrat acolo. Mi se pare foarte tare faptul că Răzvan și Dani și-au mărit cumva familia, că n-au rămas doar ei, n-au ținut tot să tragă doar ei, au înțeles cum funcționează lucrul ăsta. Și pentru că voi aveți multe provocări la Neatza, vreau să facem acum provocarea Kiss, Mary, Kill. Ok. Fii atentă! O să bagi zâzanie mâine de dimineață la ora 8:10. Tu bagi zâzanie, nu eu. Mă rog, când o să se difuzeze interviul, se va discuta despre asta, sunt sigur. Așadar, dragi oameni buni, Kiss, Mary, Kill, Ramona Olaru cu Răzvan, Dani și Ristei. Cu băieții mei. Bine, sunt băieții mei până la urmă. Nu o să supără. Ei nu se supără și cred că nici partenerele lor. Prietenele sunt de prieteni. Ca potențial așa, adică... Da, 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 eu știi că sunt sinceră până la capăt, spun orice, nu-i problemă. Bun. Haide, cu ce începem? Păi cu care? Doar pe ei i-am. Cu care? Răzvan, Dani și Ristei, Kiss, Mary, Kill. Pe care îl păpăm. Deci, fii atent, trebuie câte o chestie atribuită la unul sau pot aceeași chestie la toți? Nu. Deci câte o chestie, deci cu unul trebuie să te măriți. Cum ar veni, cu unul trebuie să te măriți, n-ai ce să faci. Cu unul trebuie să mă mărit? Da, Kiss, pe cine pupăm prima dată? Așa, pe obraz, prietenește poate să fie. Da, nu, că nu e problemă. Așa. Băi, stai puțin că trebuie să mă gândesc care ar avea mai mare grijă dacă m-aș mărita cu el, că eu așa le-au prin excludere și am nevoie de grijă și atenție și protecție. Cred că Mary Răzvan, pentru că îl văd mai bărbat, mai cu grijă, mai acolo, mai așezat, acum mai ales în ultimii ani, din ce în ce mai așezat. Da. Și a cerut-o și pe asta mică de soție acum, adică e ceva superb. Da, Mary Răzvan. Fai! Este și, cred că am și o relație mai bună cu Răzvan, dacă stau puțin să mă gândesc, acolo pe platou. Bine, depinde de momente, că sunt foarte ok cu toți. Acum să nu se supere Ristei, dar o să pun kill la el, pentru că este și geloasă asta mică. Și atunci aici nu mă mai bag și scot. Și ce rămâne, a rămas de pupat pe domnul Dani. Domnul Dani. Domnul Dani. E și obișnuit că te ieși. Nu-i place să stea la pupat, că fuge, că îl mai iau câteodată dimineața. Ei, Dani, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Că e și obișnuit, tu ești pe tocuri, ești și mai înalt, e obișnuit de acasă, adică asta cu pupatul se știe, clar, am înțeles. Deci am stabilit și Kiss, Mary, Kill în echipa de la Neatza. Îți mulțumim foarte, foarte mult, Ramona. Mai am două întrebări pentru această... Doar atât? Da, mă, da. Eu nu... Asta nu-mi place mie la tine, că atunci când mă porrez la vorbă, mai e doar 3 întrebări. Păi nu țin foarte mult. La întrebări. La întrebări. Da, bun, hai să-i dăm mai departe. Bun. Voiam să te întreb dacă pentru anul ăsta, având în vedere că anul trecut te ceru și cred că ai și nainelul, că m-am uitat la mâinile tale. Nu l-am acum. Așa. V-ați gândit, adică să vă apucați să organizați evenimentul sau îl lăsăm pentru 2024? Mai la un moment dat ne-am gândit, însă mai sunt acum niște proiecte pe masă pe care ar cam trebui să le facem amândoi și ar ocupa vreo 2-3 luni în perioada de vară, primăvară-vară. Nu sunt sigure neapărat nici proiectele astea, dar dacă sunt, nu poți să pui pe hold o nuntă, pentru că până la urmă e o cheltuială. Nu suntem în poziția în care să o facem fără bani sau pe barter. Nici nu vrem lucrul ăsta. Și a rămas oarecum așa, nu primează lucrul ăsta. E în pending. E în pending pentru că după câte lucruri s-au întâmplat, că până la urmă ți-am zis că sunt sinceră până la capăt, preferi să te știi bine ca și relație și actul în sine să vină după aceea când va fi momentul, dacă noi suntem bine până într-un final. Da, dar mă gândesc că știi că femeile de obicei au treaba asta cu rochia de mireasă, deși tu te-ai văzut de atât de multe ori în rochie de mireasă și la prezentări și peste tot. Da, pentru că meseria mi-a dat acest lucru. Eu nu m-am mai căsătorit în rochie de mireasă, dacă asta mă întrebi. Știu că am mai fost logodită, dar n-a fost cu rochie de mireasă. Și nu visez acum la o anumită rochie de mireasă. Eu știu că o să arăt bine în orice model. Am înțeles, fie că e sirenă, fie că e prințesă, fie că... Eu știu și rochii de mireasă, adică m-am pregătit pentru asta, înțelegi? Ești pregătit să te însori? N-am cu cine, dar... Oricum aș vrea să fie o roche ușoară, foarte ușoară, pentru că aș prefera, și cum am mai spus și eu și Cătălin de fiecare dată, am prefera o nuntă pe zona de plajă și atunci nu ne încărcăm cu haine grele. Ok, am înțeles. Deci el o cămașă de asta de in frumos și tu... Da, exact. Am înțeles. Ceva vaporos. Și invitații la fel. Nu mulți la număr, mă gândesc. Mulți. Foarte mulți. Foarte mulți. Avem foarte mulți prieteni și eu și el. Eu am vorbit cu precipitații. O să fie sute de oameni, Ramona, acolo. O să fie ceva incredibil. Cel puțin 5-600. Ori să survoleze elicopterele. A, păi facem cu tot, cu drone, cu tot, cu bărci, cu tot ce înseamnă. Am înțeles. Deci e treabă, e cu bărcile, cu toate alea. Da, mă, am văzut. Frumos. Okay. Băutura va sta la rece în niște bărci, adică despre ce vorbim? În niște bărci cu vâsle? Nu și e... cine vrea să se ducă, să noate. Să noate. Vrei whisky? Bă, adu-și mie fără refilul. Exact, du-te, mă, dacă tot te duci, tu fă și mie. La acolo și ancorate la marne de apă și aia e. Am înțeles. Banii la comun sau, adică voi cu veniturile în casă, cum sunteți? Spre exemplu, pentru vacanțe cine plătește? Mai cred că de fiecare dată când am plecat a plătit el. A plătit el, numai că acum s-a nimerit să iau eu biletele dinainte și locația unde am stat, dar în general el este un gentleman, el știe, are chestia asta și mie îmi place foarte mult că trebuie să aibă grijă de femeia lui în orice situație, să-i asigure un adăpost, mâncare și el e pe chestia asta veche din familie, știi? Am înțeles, providerul, să fie, el este providerul. Exact, exact. Okay. Și dacă ne rezumăm la vacanțe, da, el plătește. În general știi cum e, banii mei sunt banii mei, banii lui sunt banii noștri. Normal. Da. Deși cred că în ultimul timp eu am câștigat mai mult decât el, dar banii mei sunt puși, cum am mai spus, undeva deoparte sau o mare parte din ei, ca atunci când nu va mai face el sau nu vom mai avea, să avem de unde. Am înțeles, deși din nou tu nu te gândești la rău, nu? Adică... Eu nu mă gândesc la rău, mă gândesc la bine, pentru că eu sunt strângătoare. Eu strâng pentru mai târziu. Largă. Mă, să știi că el nu are atât de mulți bani, dar cheltuiește ca și cum ar fi bogat. Știi că era și nu sunt milionar, dar cheltuie ca și cum aș fi. Exact, fix asta e descrierea pentru Cătălin. Păi, dar și tu din ce naiba faci? Din campanii? Din ce faci? Nu știu dacă știi, dar lucrez la Neatza, unde am salariu imens. Am vrut să zic, bă, că e mare. Dar să vede pe tine așa, după cum mergi, că ești un om cu remunerație. Nu, sunt plătită pentru muncă, știi? Salariul este factorul pentru... Nu, salariul este prețul plătit. Prețul plătit pentru factorul muncă. Da. Și este exact pe măsura cât muncesc. Și muncesc mult. Mult muncesc și atunci și salariul este pe măsură. Vai, și plus de asta, cum ai spus și tu, mai sunt și alte proiecte în afară de Neatza, mai am și alte emisiuni, știi tu foarte bine, vara am Splash-ul, bă, băiatule. Da, și acolo până la urmă e un alt salariu, că da, și acolo este o muncă. Și mai am și alte lucruri pe online, care sunt din ce în ce mai multe și parcă oarecum încep să nu mai fac față, dar eu sunt foarte organizată și când nu mai pot, le opresc sau le refuz. Ok, am înțeles. Deci decât să livrezi prost, mai bine nu livrăm absolut deloc. Și acum am intrat într-o altă campanie, nu știu dacă ai observat, pentru un an de zile. Am început ieri proiectul și la fel un lucru foarte bun și la fel plătit pentru munca depusă. Deci long term. Tu ești genul long term. Da. Că n-ai cum. Pe una, nu așa pe postare. Eu așa sunt. Da, nu, frate. Păi ori semnăm pe mult, ori... Da, păi exact. Da. Ce înseamnă asta? După aceea oricum nu mai ai credibilitate în fața oamenilor. Dacă tot faci reclamă la toate chestiile, la una, exact. La alta. Da. Și chiar eu chiar merg pe principiul ăla, avem dreptul să ne rezervăm clienții sau ceva de genul ăsta, știi? Sau cum așa ceva. Fix. E fix așa sunt eu. Nu o fac pentru orice, oricând. Toată mă sună cineva, auzi, am și eu un șampon, nu vrei să faci? Nu, frate, stai, dacă nu mă spăl cu el și dacă mie îmi face mătreață, nu mă spăl. Exact, eu nu fac reclamă la lucruri pe care eu nu le folosesc sau care mie nu sunt bune. Ok, ultima întrebare, Ramona. Mai poți, Doamne iartă-mă că ești început de ianuarie, să te mobilizezi, să te trezești de dimineață, că n-ai nici cearcăne, n-ai nimic. N-am cearcăne, de la natură arăt încă bine la față. Da. Mai pot, atâta timp cât dorm în timpul fixat, pus de mine, sau nu știu cum să zic, până la urmă eu până la ora 10-10:30 ar trebui să dorm. Dacă depășesc o jumătate de oră, o oră, nu neapărat că sunt foarte obosită, dar psihic știu că am depășit ora și nu mă simt bine a doua zi. A, uite, de exemplu, aseară, pentru că bărbatul din dotare nu s-a simțit tocmai bine, oarecum am stat de pază toată noaptea și n-am dormit suficient de bine. Da, așa se face când trebuie să ai grijă, da. Direct sau indirect, poate că el nu știe sau o să afle acum. Stăteam și mă uitam așa la el cum doarme. Într-un fel sau altul am stat de pază sau mă mai întorceam să văd cum se mai simte sau ce mai are nevoie. Da. Până la urmă se schimbă rolurile și eu am fost săptămâna trecută foarte bolnavă, chiar am lipsit din cadrul emisiunii. Eu doar în cazuri extreme lipsesc și a fost o gripă de și nouă puternică. Și mă uitam. Ai văzut? Ai observat că n-am fost? Am văzut altă siluetă înaltă, dar era Irișa, nu era Ramona. Știi, cumva până la gât, na, aceeași înălțime. Da, bine. Da, bine. Na, la tine. Fiecare cu aturile ei până la urmă. Da, corect. Dar, într-adevăr, oamenii când sunt obișnuiți într-un fel, după ce ești bolnavă, îți sună telefonul continuu. Cu ce poți să ajungi, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine, de ce nu ești, știi? Lăsați-mă, Doamne, iartă-mă, că nu mai lăsați-mă să mor, adică nici să mor nu pot. Eu vorbesc destul de rar cu mama la telefon, tocmai pentru că e obișnuită să mă vadă fiecare zi la televizor. Și dacă nu mă vede într-o zi, e o panică totală în tot satul, știi? Adică, voi v-ați uitat la televizor, că eu n-am văzut-o. Nu e al Olaru. Nu e acolo, da, înțelegi? Da, eu mai pot să mă trezesc, dacă mi-organizez bine programul, pot. Dacă mă culc la 10-10:30, la 5:30 eu mă trezesc în fiecare zi și sunt foarte bine. Am o zi lungă cât o săptămână. Acum mai greu este pentru partea cealaltă, care abia acum a început să se trezească la ora 6 și deja acuză oboseli cronice și acute. Da. O să doarmă în timpul... Dar i-am propus să încerce organizarea mea, să vadă că o să se simtă bine. Să aibă un timp la amiază să doarmă o oră când nu mai poate și după aceea să-și rea activitățile, pentru că totuși îți rămân o grămadă de ore după ce ai dormit o oră. De la 12 până la 1 ai dormit o oră, câte mai ai de făcut. Trebuie doar să-ți încarci bateriile și să nu pierzi nopțile. Este foarte important să dormi noaptea. Ok, am înțeles. Asta chiar e ultima întrebare după care terminăm. Bă, frate, ce a fost cu chitarea aia? Zi-mi ce a fost cu chitarea aia, că l-am întrebat și pe Robert Tudor, da, că m-am întâlnit cu el. Nu mai știu ce ți-a răspuns el atunci, că am citit. Mi-a răspuns că am vorbit, a avut o zi mai proastă, pentru că noi așa Neatza e ca viața. A zis domnul Oțir, n-am zis eu, că nu pot să-mi... Da, și ți-a și greața. Da, așa. Sau depinde că... Sau îți provoacă greața. Da, depinde. Niciodată. Nu canapeaua pe care o aveați pe vremuri era denumită canapeaua fertilității, că știu că făceau glume. Asta e problema, că de-aia nu sunt eu gravidă. Au luat canapeaua, mă, au luat canapeaua. Să mă duc să o caut. Ok. Ce a fost cu chitarea? Da, a avut dreptate într-o privință, și anume că eram încărcată din anumite subiecte personale la vremea respectivă și oarecum i-am spus dinainte să nu fac anumite glume în ziua aceea, pentru că simt că dau pe din afară și nu o să iasă bine. A continuat o dată, de 2 ori, de 3 ori, mi-a dat chitara el, mi-a dat-o cu mâna lui în mâna mea. Și la ultima glumă, când am dat pe din afară, l-am pocnit. Lucruri pe care oamenii de acasă nu le știu sunt următoarele. De multe ori avem lucruri sub formă de butaforie în platou și atunci chitara nu era tocmai o chitară de-a întregul, avea anumite părți de chitară și atunci lovitura n-a fost atât de puternică, pentru că nu i s-a învinețit nimic. Din câte știi, a fost întreg, nu i s-a întâmplat nimic. Dar până la urmă, într-un fel sau altul, am intrat în istorie și eu și el și așa o să mă țină minte multă vreme. Okay. Și va ști, nu sunt hard feelings, n-au fost hard feelings acolo. Nu, chiar după ce s-a luat pauză, i-am zis, băi, ți-am zis că sunt încărcată, te rog să mă ierți pentru această lovitură, dar ți-o meriți și de la alții, de multe ori. Așa că ia-o ca atare și vei ști ca data viitoare când ți se spune să te oprești din ceva, să te oprești. Ești mișto, faci foarte bine ce faci, ne place de tine, ești prietenul nostru, ești amuzant, dar uneori trebuie să existe o limită, pentru că oamenii nu tot timpul au starea bună. Se întâmplă să aibă o stare proastă sau s-a întâmplat ceva în familie sau ceva și atunci chiar nu poți să râzi la infinit. Okay. Și reacția a fost pe măsură. Ne-am împăcat, ne-am dat mâna și am zis o să fie bine. Ne-am pupat, ne-am salutat familiile și aia a fost. V-ați salutat familiile la modul ok, nu la modul ăla cu salutat familiile urât, știi, adică nu ferească Dumnezeu. Nu, okay. Deci să vă ferească Dumnezeu, practic, doamnelor și domnilor, să o prindeți vreodată pe Ramona ori nedormită, ori nervoasă în trafic, să-i tăiați calea, că nu știți când are la mai ea. Mai ales în trafic. Hai de capul meu. Da. Să ții tot timpul o chitară de aia cu tine, dar butaforie, nu de aia întreagă, că dacă întreagă e leșir. Bărbatul din dotare are o bâtă de baseball, mi-a propus de multe ori să mi-o lase în mașină și am zis nu, că s-ar putea să apelez la ea și nu e bine. Mai bine eu mă lipsesc de lucruri ca să n-am pe ce pune mâna și atunci e mai bine. Eu sunt foarte cu minte, foarte înțelegătoare, foarte emotional. Până știi cum e, toată lumea are o limită. Exact. Și dă papară. Exact. Gata. Îți mulțumim foarte mult, Ramona, ești absolut extraordinară. M-am convins, chiar top 2 femei sexy din România acum că am stat să mă uit la ea mai mult de o jumătate de oră. Mama, așa de curioasă cine e cealaltă. Poate, nu știu, mă, că n-am. O să mă pun eu să mă jur, deci fii atentă, o să găsim la un moment dat, la următorul interviu. Da, nu, trebuie să avem și o categorie, că până la urmă nu le putem pune pe toate, că așa putem spune că Antonia e o femeie superbă, extraordinară și o mamă excelentă. Da, acum nu putem să o băgăm, că eu n-am copii. Orice, mă, doar la nivel estetic, că suntem și ușor superficial, că suntem, nu? Suntem. Bă, da, sunt naturală, aia e treaba. Naturală. Nu știu, mi-e place și Monica Burlădeana, am făcut interviu cu ea cu vreo 2-3 zile. E o doamnă bine. E o doamnă foarte bine. Deci, dragi oameni buni, vă rugăm frumos să ne lăsați în comentarii, pe lângă Ramona Olaru, cine este cealaltă femeie sexy din România. Vă pupăm, vă iubim.